Salutare, sunt Florin Grozia, ăsta e un nou interviu live video pe Facebook și pe Instagram din seria Secretele Industriei. El este Andrei Vulpescu. Salut! Un prieten de-al meu din cretacicul industriei muzicale și un pic, aș zice, un pic la fel ca și mine, s-a oprit cu artisticarea și a început să facă multe alte lucruri despre care azi vom vorbi și vă promit că o să fie Caterinca. O să fie foarte mișto, pentru că, da, pentru că Andrei Vulpescu aici de față, pe care o să-l laud acum, este un tip care a cântat, a compus, a produs pentru diferite trupe, inclusiv pentru trupa lui Da Hood Justice, după aia Da Hood și după aia grupul de rezistență. Da. A scris la o grămadă de site-uri și ziare, tot felul de articole, recenzii și așa mai departe. A prezentat emisiuni la televizor. Mă rog. Așa, are un blog de mare succes care se numește Vulpescu.eu și sigur ați citit de acolo articole, pentru că are aproape în fiecare lună niște articole super virale care ajung să le dea toată lumea share pe Facebook și așa mai departe. A, da? Da, ești. Da, nu, sunt. Știi. Uneori se întâmplă. Da. Se mai întâmplă, da. Rămânem într-o doză așa, de modestie. Face și evenimente și a și lansat o carte care se numește Bărbați Inteligenți, nouă nevoie de amante. Asta da. E cartea, s-a vândut în câteva mii de exemplare și se vinde în continuare. Uh-huh. Găsiți mai multe detalii pe vulpescu.eu. Are în pregătire următoarea carte, care este în tipografie acum, adică am zis, urmează să intre. Să intre azi, mâine, probabil. Deci a doua carte. A doua, da. Da? Deci uitați, e un artist, un rapper, un blogger, un prezentator de televiziune și un scriitor de succes, atenție. Ai vândut mai multe cărți cu asta decât am vândut eu. Ceea ce nu era greu, dar oricum, ca idee, ești de succes. Tu ai zis-o. Da, nu, așa este. Da. Bun. Cu ce să începem? Haideți să începem cu începutul, frate. Așa. Zi-mi un pic câți ani aveai când te-ai apucat de hip-hop, când te-ai apucat de rap cu Da Hood Justice. Băi, se întâmpla în 94 a fost prima chestie oficială. 94, ești nebun? Dar noi pe undeva prin 93 începusem să cochetăm. Eu începusem să cochetez cu chestia asta. Să ridicem mâna la comentarii cine 94 nu se născuse încă, da? Deci vă aștept la comentarii. Băi, să știi că ai mei cred că se născuseră, că în general publicul de la mine de pe blog și de pe pagina mea, bă, nu e chiar așa de tânăr. Nici bătrâni. Suntem ok, suntem tineri, ne simțim bine. Și cam pe atunci, 93, primul concert a fost pe 14 aprilie 94, deci sunt 22 de ani de atunci. La primul tău concert? Da. Câte albume? Știi, ținând cont de faptul că Chuck D de la Public Enemy are 56 de ani și eu am doar 40, ok. Da, Chuck D e un... El încă mai cântă pentru că în America se poate, noi ne-am reorientat și ne-am redefinit și ne-am reinventat, pentru că... Na. Foarte bine, da. Ați făcut. Bă, deci a fost întâi Da Hood Justice. Da. Care era formula de inițial? Păi, primul am fost eu și cu un coleg de clasă din școala generală. Ne numeam Wanted, așa ne-am numit la primul concert. Wanted? Da. Wanted, da. Asta a durat doar un concert. Da. După aia a schimbat Da Hood. După care a mai venit încă un coleg de data asta din liceu. L-am cunoscut între timp pe Fane Buton, chiar la primul concert ăla de la Calise. Mai există Calise, culmea, m-am mai trecut pe acolo prin Cotroceni și am văzut că este. Și a fost foarte, foarte interesantă perioada aia. Atunci m-am cunoscut și cu tataia de la Mafia și cu Kedi și așa mai departe. Cu Racla, deci na. Era de cașca aia de început, Da Hood, Racla, Mafia... Da, erau mai mulți. Și Chelu activa pe vremea aia, bă, cu Cazier. Erau mai multe, astea țin de adâncurile. Da, preistoria, mă, dar da. Treci mai departe, zi primul album care a fost primul formula. Primul album a fost deja Naiba, Stoie Toxic și Fanny Buton, deci era formula care s-a păstrat de-a lungul timpului. Da. Judecata de după a fost în 97, deci a fost o perioadă de 3 ani de zile în care am tot cântat moca pe peste tot, pentru că vezi tu, acum e foarte mișto, știi, toți vor bani. Da, da. Deci chiar dacă nu știu să facă nimic, chiar dacă rimele lor sunt puiile, la început, să zicem, chiar dacă nu știu să tragă aer în momentul în care cântă și vezi că se înroșesc așa ca o tomată, ei vor bani, mă, și cât mai mulți bani, știi? Ei bine, noi am cântat vreo 3 ani de zile moca. Practic, cred că aveam 20 de ani când am primit prima oară bani și
A fost foarte interesant că nu știam ce să fac cu ei, știi? Bine, îți imagina că era așa o sumă extraordinar de mare, dar bineînțeles că ne-am cumpărat haine. Noi eram obsedați cu hainele, Fane Buton, după cum știți și din piesele Paraziții, se ocupa de chestia asta și practic din punct de vedere al fashion-ului din acel moment stăteam foarte bine, adică toată lumea venea și se îmbrăca de la el și erau îmbrăcați cam unul la unul cu rapperii americani, păstrând bineînțeles proporțiile, fără bling-uri și alte mizerii de genul ăsta, dar eram de acolo. Dar apropo, ce erați voi, că era discuția asta cu East Coast, West Coast, ce erați voi? Băi, asta nu e zis, mă, ce erați voi? Erați mai spre Racla sau mai spre la familia? Păi nu, noi eram clar structurați. Noi cu Racla și cu Delict și cu Paraziții, dar Paraziții, mă rog, după aia și-au văzut de drumul lor, am fost în aceeași gașcă cumva. Noi eram cei care ascultam, să spunem, rap-ul din New York. Deci East Coast. East Coast. Deci partea de est. La familia B.U.G. Mafia era West Coast. Erau pe zona cealaltă, da. Cu Don Baxter pe vremuri. Deși el s-a dus mai târziu în zona aia, erau partea cealaltă, cum ar veni. Iar tot conflictul ăla care s-a născut, mă rog, din punctul meu de vedere a fost un pic artificial. Eu niciodată n-am putut, de exemplu, să zic ceva despre Vlad, despre tataie, pentru că, băi, ar fi fost și aia. El a fost primul om care m-a dus pe mine la radio. Tataie de la B.U.G. Mafia, da. Asta s-a întâmplat chiar la acel concert de la Carise, pe 14 aprilie 1994. După concert, el a venit, ei se numeau Black Underground Mafia atunci. Și m-a dus la Adi Niculescu la emisiune. Nu mai știu dacă era Unifan, Uniplus. Da, în vremea aia. Și am cântat acolo o piesă, am cântat pe Negativ. A fost ceva foarte interesant. Îți dai seama ce emoții aveam? Câți ani aveai atunci? 17. Am debutat în concert, deci eu am deschis concertul, nu mai cântasem niciodată pe scenă, nu știam cum să ține microfonul. Țin minte și acum că erau trei scări la Calise acolo și la primul pas am zis, băi, nu pot să fac, la al doilea pas am zis, bă, sunt de mare porc dacă nu pot să fac și la al treilea am zis, băi, dacă nu o fac, nu știu, îmi bag microfonul ăsta în gât, fac ceva, știi? Și m-am dus, am mușcat în ei și asta a fost. După aia a ținut 20 de ani, dar a fost complicat, na. Și ca după aia, la o oră, două, după ce se termină spectacolul, apropo, a fost și spectacol cu striptease, cu balerine, băi, se făceau spectacole mișto. Gândește că vorbim de 94. 94, da. Așa. M-au luat băieții și m-au dus la radio. La radio. Deci îți dai seama că eu nu aveam cum să mai iau de ei în vreun fel. Pentru că automat în momentul în care se întâmplă lucrurile astea, se și naște un respect. Un respect care s-a păstrat, a fost un respect reciproc de-a lungul anilor. După aia când am activat în presă, bine, făceam și muzică în același timp. De fiecare dată când îl sunam pe Vlad să facem un interviu, niciodată n-a existat, nu. Deci ați avut o relație din start, o relație foarte bună. Deci din punctul ăsta de vedere, cumva, pe partea cealaltă, Delict era prieten cu Puia. Deci n-aveai cum să... Da, era artificial la treabă. Era greu de ieși cu bătaie. Acum nu mai e East versus Coast. Acum e underground și mainstream. Nu, e discuția asta, underground, mainstream. Tu urmărești, mai urmărești hip-hop-ul actual? Băi, nu. Ce se mai întâmplă? Nu mai urmărești? Nu. Din punctul meu de vedere, mi se pare că s-a cam spus tot ce se putea spune. Serios. Iar după Vex și DCN-ul greu mai vine cineva. Hai ca să nu se supere pe mine, pentru că suntem prieteni, închid cu Deliric și Do. Cam asta. Păi, și ei tot în 95-96 au început. Da, dar ei tot cu valul imediat după noi. Nu e o diferență mare de vârstă între noi. Da. Deci CTC, crezi că s-a terminat hip-hop românesc cu CTC? Băi, n-am mai văzut ceva care să-mi atragă atenția lately. Deci, povesteam despre începuturile hip-hop-ului cu Da Hood Justice, dar avem multe de povestit astăzi, nu stăm foarte mult pe treaba asta. Cum a fost trecerea de la artist la jurnalist, la om care scrie pentru presă, care au fost publicațiile pentru care ai scris? Băi, am început la TV Satelit și la Telecablu în 98. Deci deja erau cam un an lângă alta, știi? Dacă noi am scos în 97 primul album, practic un an mai târziu deja începeam și activitatea asta de presă. Asta era un Ghid TV, cred că TV Satelit mai există și acum, nu-mi dau seama. Așa, mă rog, acum este la Trust, înainte era în altă parte. Unde mi-ai scris? Păi, am început acolo, după care am stat acolo vreo 4 ani.
și practic mi-am făcut junioratul. Uh-huh. Dar a fost foarte interesant pentru că am cunoscut foarte multă lume, am cunoscut industria asta, mai ales zona de TV foarte bine și așa mai departe, după care am trecut la ziar La Curent. La Curentul? Da. Mamă. Și a fost cea mai cumplită experiență prima zi. Da. Pentru că eram obișnuit să lucrez la Relanti, știi, în chestia asta cu ghidul TV, odată unde știai foarte clar că ai deadline peste o săptămână, aveai tot timpul să-ți programezi interviurile, nu știu ce, bine, și când am ajuns la ziar, a trebuit să scriu 16.000 de semne într-o zi. Pagina de ziar, era pagina de aia mare de ziar, da, nu mai știe nimeni cum arată ziarele alea, știi? Era pe hârtie. Da. Hârtia e treaba aia, că... Da, asta, aia de ziar, care da, acum da. Nu prea după mai aia, după nu curentul? Prea mai există. Între timp am mai lucrat, am mai avut colaborări pe la TV Story, TV Story și așa mai departe, mă rog, Popcorn am mai scris. Pe ce scrie? Pe ce subiecte? Băi, eu eram pe entertainment, deci acopeream tot, de la film până la televiziune, muzică și așa mai departe. Deci tot ce intră în zona asta de entertainment, eu scriam. Televiziune, deci acopeream toată zona asta. Ceea ce a fost foarte mișto pentru mine, pentru că m-am dezvoltat pe mai multe părți. Ai învățat să scrii și să fii pe multe subiecte. Da, evident. Adică să scrii mult. Da. După care am trecut în online. Uh-huh. Asta s-a produs undeva în, cred că dacă nu mă înșel, 2004-2005, ceva de genul. Preistoria la online-ului. Băi, da. Înainte de Facebook-ului. Fără îndoială. Nici măcar nu știam că există lucruri în online atât de bine puse la punct. Uh-huh. Și am trecut într-un trust. Îți dai seama. La un site care se numea Vedeta.ro și Vedeta.ro. Da, o perioadă bună de timp am stat acolo, un timp în care am mai colaborat și cu Best Music. Best Music mai există și în prezent. După care am început și zona de vlogging. Asta cred că era undeva deja prin 2009, poate. Nu. Cred că 8. 2008. Cred okay. că 8-9, pe acolo. Nu știu cine mai făcea vlogging pe vremea aia, nu mă interesează să fiu primul, deci nu m-am stat să fac research, e irelevant. Și am început să fac storcătorul de știri la 220, exact. Și nu numai asta, am făcut și o grămadă de interviuri cu tot felul de oameni, inclusiv Moby, de exemplu, l-am prins și pe Moby odată când a venit la mare, a venit cred că la Mission, dacă nu mă știu. Așa. Deci ai trecut de la scris și spre video. Da. Am trecut și spre video. Deci, practic, toate lucrurile astea au mers cumva natural. Nu au existat probleme. Când ai dat drumul la blog? Adică când ai devenit tu cu ziarul tău, n-ai mai lucrat pentru alte ziare? Băi, în momentul în care mi-am dat seama că nu mai am ce să mai caut în presă. În orice fel de presă. Uh-huh. În momentul în care mi-am dat seama că online-ul își dorește volum și în niciun caz calitate, din păcate, asta se vede în momentul de față. În momentul în care mi-am dat seama că mentalitatea angajatorilor este eronată, în sensul că nu vor valoare, ci vor mâini de muncă ieftine și multe, de-aia și arată site-urile cum arată și scriitura aia de proastă și vezi un titlu care n-are nicio legătură cu ce se întâmplă înăuntru și așa mai departe. Drept urmare, mi-am dat seama că există mari șanse ca la un moment dat să mă simt în plus și m-am auto-exclus. Și ai devenit propriul tău șef la blogul tău. Băi, nu încă. Nu, în sensul că n-ai mai avut șef. Dar a existat o perioadă intermediară în care mi-am mutat storcătorul de știri la Libertatea. Ei încercaseră să facă un proiect video online care, mă rog, nu prea a ieșit. Nu din cauza mea neapărat, din cauza faptului că ei încă nu înțelegeau la vremea respectivă că e nevoie de chestia asta. Asta se întâmpla acum vreo 3 ani jumate. După care am zis, bă, gata, stop. Deja dădusem drumul la blog, începuse să-mi placă, mi-a acaparat foarte mult din timp și am zis, ok, gata, ajunge, renunț la orice fel de altă activitate, din momentul ăsta, my job is my blog. Stai un pic. Ai scris despre divertisment, despre știri, despre filme, despre muzică, pe diferite ziare, dar pe blogul tău am fost surprins să descoper că nu asta era subiectul principal. Care sunt subiectele principale sau care au fost la început subiectele principale pe blogul tău personal? Păi primul text s-a numit Cel mai mare dușman al meu. Și aia a fost... E unul dintre articolele mele preferate. Da, aia a fost practic... Eram atât de blazat în zona asta de muncă încât ascultam, nu mai știu, o piesă la căști. Ascultam o piesă la căști și era ceva de My Worst Enemy. Aha. Și în momentul în care a venit acest My Worst Enemy în cap, am stat și m-am gândit, băi, de ce
care sunt motivele pentru care eu sunt cel mai mare dușman al meu. Mamă, deci a fost foarte tare, atât de tare încât eu acum dau, îl pun aici la, la articolul de debut pe da, blogul. Da, așa. Pe ăsta l-am scris inițial pe Facebook. Deci 2013, da? 2013, da. 2013. L-am scris inițial pe Facebook, nici măcar nu aveam blog. L-am pus pe Facebook, m-am dus la masă cu colegii, mă rog, știi cum e la corporate. Da. Și m-am întors înapoi și era roșu ecranul acolo la Facebook. Mă uitam, zic, ce e asta? Cer de prietenie, mesaje, like-uri tone. Oamenii au fost impresionați de acest articol al tău. Da, bă, eu făcusem o introspecție practică acolo, știi? Tu ai vorbit despre tine, dar oamenii s-au simțit da. Că e vorba despre ei. Exact. Cum ați simțit și eu de altfel. Exact. Și după asta am zis, ok. Încă eram angajat, încă nu plecasem. Am avut nevoie de 3 texte ca să-mi dau seama și de Cristina Bazavan, ajungem și la ea. A doua zi am făcut un text care se numea Minte-mă frumos oglindă și era același gen de introspecție, dar din alt unghi. Eu țin minte și pe ăla. Da. Și ăla... Dar nu, stați un pic, să fac o paranteză. Eu țin minte aceste articole, nu vă așteptați că el a scris 30 de articole în toată viața lui. El are mii da, de articole. Nu uite că nici nu mai știu câte sunt, 2000 și ceva. 2000 și ceva de articole, deci el a scris foarte mult pe blogul lui și vă implor, vă recomand să intrați pe vulpescu.eu. Și acum nu e prem să... Nu acum, puteți să intrați dacă vreți. Ăsta era al doilea articol, da? Da, era al doilea. Și după acest al doilea articol m-a trezit cu un mesajul private de la Cristina Bazaman și cu o întrebare simplă. Tu când ai de gând să-ți faci blog? Am mai spus chestia asta și am zis, păi ce să fac cu el? Eu nu știam cum e treaba asta cu blogării, cu blogul, cu... Știam că există niște băieți care au niște pagini, dar nu aveam așa. Mai zic, ok, hai să ne vedem la o cafea și eu să-ți explic eu despre ce e vorba. Mi-a explicat și în 10 zile l-aveam sus. Timp în care, în astea 10 zile, eu am scris în continuare pe Facebook texte și în momentul în care blogul a fost operabil, le-am luat de acolo și le-am pus, știi? Și după care scriam cam 5-6 texte pe zi. Aici vreau să fac o paranteză. Acum câteva minute ai spus, patronii din presă vor cantitate, nu calitate. Da. Dar eu aș spune că în cazul tău, mai ales într-o primă perioadă a blogului tău, în primele 6 luni, tactica ta a fost calitate și cantitate. Băi, da, dar ai scris cum e... foarte, foarte mult. E adevărat, pentru că știam că am nevoie. Dar ai scris foarte, foarte mult, adică crezi că există între calitate și cantitate, de fapt, soluția de succes este ambele? Doar dacă sunt corect echilibrate. Și doar dacă sunt făcute de oameni care se pricep, că dacă pui să pe unul de pe stradă care n-a scris în viața lui ceva, s-ar putea să iasă. Dar tu aveai exercițiul necesar. Da, normal, păi chestia asta m-a ajutat. În același timp eu eram și la terapie. Pentru că toată povestea asta, toată intrarea mea în zona asta de relații, de comportamente umane, cuplu, iubire, sex și așa mai departe, a venit pe un fond de, să zicem, depresia mea. Nu eram într-o stare foarte ok, trecusem printr-o despărțire, o relație destul de nasoală și eram la terapie, deci făceam terapie la psiholog. Da, erai în terapie. Da, am stat 7 luni la terapie, nu e niciun fel de rușine chestia asta. În care am învățat foarte multe lucruri, pentru că asta nu înseamnă că te duci acolo pe canapea și te întreabă și tu răspunzi și nu știu ce, nu, mi-a dat cărți să citesc. M-a direcționat foarte bine în zona asta și... Ai intrat într-o nouă lume, practic. Băi, mi-a plăcut foarte mult. Și începând să citesc în zona asta, am zis, băi, uite, asta e o chestie mișto care îmi place. Văzând că oamenii rezonează cu ceea ce scriu eu acolo, bineînțeles, terapeuta era un fel de cenzor al textelor, pentru că ea vedea toate textele și îmi spunea, vezi că acolo ai fost cam agresiv, hai să ce simți tu despre chestia aia? Adică știa foarte clar să vadă exact nuanțele. Eu nu-mi dădeam seama de unele dintre ele. Deci psihanaliză și pe text. Da. Băi, dar m-a ajutat, a fost foarte tare și în momentul ăla mi-a zis, băi, uite, asta poate fi o nouă vocație pentru că îmi place foarte tare direcția asta și de ce să nu fac? Fă o pauză. Fiți atenți, oameni buni. Vorbim despre un hip-hopper, despre un rapper care a început cu o trupă de hip-hop pe vremea când Biugi, Mafia și Racla de asemenea începeau. A avut o grămadă de concerte și o grămadă de albume și de piese în hip-hop și descoperă peste 15 ani că, de fapt, se pricepe foarte bine la scris și mai mult decât atât la scris despre... de mai multă vreme. La scris despre relații. Și după aia a scos o carte de mare, mare succes. Mie mi se pare o poveste incredibilă ce ai tu și mi se pare chiar povestea ta este inspirațională. Cine s-ar fi așteptat la puștanul ăla care cântă despre viața din cartier? Cam așa era la început, mă rog, după aia, cu în fine. Cartierul mai puțin, da.
Da Hood, a? Da. Să ajungă un scriitor de mare succes între relațiilor, între iubirii. Păi da, uite, viața te poate duce pe niște, zone foarte interesante. Totul e să nu blochezi ușile astea. Știi? Totul e să rămâi întotdeauna flexibil, să rămâi întotdeauna liber și să fii capabil să zici, băi, gata, stop, cu asta, asta vreau să fac. Fără să ai niciun fel de regret. Pentru că e adevărat că în momentul în care faci o astfel de trecere, există foarte mulți care te înjură, există foarte mulți care se uită la tine, tu ești pe fătălău ăla. Am trecut prin toate chestiile astea. Există chiar unii zei din muzică pe care îi mănâncă undeva să spună că tu ești nu știu cum dacă te-a pus să scrii despre femei și așa mai departe. De un misoginist și de noaptea minții de altfel. Dar trecem peste chestiile astea. Pentru că îmi pare rău, am o vârstă și nu pot să mă cobor la nivelul ăsta. Misoginismul n-are vârstă, să știi. Băi, n-are și nici prostia, să știi. În cultura cu atât mai puțin, în fine. Și atunci, treci peste chestiile astea. Bine, oricum eram târșit din perioada de presă, din perioada de hip-hop. Adică pe mine nu mă scoate însărite că vine unul și mă înjură acolo și zice, păi ești bou. E ok, bou. Și la revedere. M-am obișnuit ca pe ăștia să nu-i mai las să se dezvolte. Îi blochez direct. Deci nu mă interesează. Cine ești tu, Vasile Cutare? Ok, nu știu cine ești, n-a existat, pa. Nu, serios. Este o chestie chirurgicală și este sănătate curată. Să le dai bloc la hateri? Băi, da, la pentru hateri? Că în momentul în care tu le dai lor apă la moară, ei vor crește și iar vor crește și iar vor crește. Acolo nu există, cu ăștia nu există, cum să spun eu, vreo șansă de a purta o discuție argumentată, o discuție corectă, o discuție logică. Pentru că cât vei încerca să le, nici măcar să le explici niște lucruri. Și dacă le răspunzi cumva la mișto, da. Tot la măta o să ajungă. Deci, eu am făcut un studiu și probabil că undeva cam la între 3 și 5 fraze așa. Ajung la măta. Deci ajung la jigniri, pentru că ei nu pot. Creierul lor este blocat și nu funcționează. Și atunci am zis, băi, nu se poate. Asta e, îmi asum toate lucrurile astea. Lista mea de prieteni s-a epurat de rapperi foarte repede. Cei care au rămas și le mulțumesc pentru asta au înțeles foarte bine despre ce e vorba. Însă, iată, am descoperit o altă lume. O lume cu oameni cărora le place să interacționeze. O lume cu oameni care vor să învețe unii de la ceilalți. Pentru că și eu învăț de la oamenii care mă citesc pe mine. Pe mie îmi scriu sute de oameni pe săptămână. Și citești? Băi, citești și le răspunzi tuturor. Pe bune? Da, pe bune. Fără niciun fel de mișto. O să-ți arăt după aia să vezi. Băi, sunt niște povești de viață, unele cutremurătoare, altele stai și te gândești, bă, dar oare cum pot oamenii ăia să rămână în continuare acolo? Chestiile astea îmi dau și idei de texte. Mă inspiră foarte tare poveștile oamenilor care mă citesc. Te inspiri din ce scriu oamenii? E normal să te inspire, pentru că tu în momentul în care începi și faci cursuri pe zona asta pe care scrii. Să nu-ți imaginezi că eu stau în pat și mă trezesc dimineața și mă uit pe geam și zic că ochii tăi sunt superbi, aș vrea să mă iubești. Nu așa funcționează. Dar cum faci? Dar cum faci? Băi, în primul rând citesc foarte mult. Astea venind peste ceea ce am trăit. Sunt foarte atent la ceea ce îmi scriu oamenii și oamenii pot să confirme chestia asta. Dacă e cineva care nu e de acord, poate să scrie acolo, da, băi, ești un nasol. Așa, să știi că le răspund tuturor. Sunt foarte atent la chestia asta, încerc să ajut, dacă pot să ajut, nu dau sfaturi. Dacă îmi cer să le recomand un psiholog, o fac și am făcut-o de multe ori. Pentru că în momentul în care un om are o problemă și măcar conștientizează că o are, este foarte ok să-l ajuți. Altfel, cu forța nu e bine. Și pe lângă asta fac tot felul de cursuri online. Am început să fac tot felul de cursuri online care mă ajută în această direcție. Cursuri online? Da, fac niște cursuri online. De? Ultimul pe care l-am terminat este un curs de psihologia popularității, de exemplu. Foarte așa tare. Psihologia popularității este un curs la University of North Carolina, Chapel Hill. Și este foarte mișto, este un curs care pleacă de la studii făcute pe copii,
pe comportamentele copiilor și cum se duc ele mai departe în viața de adult. Sunt niște chestii foarte interesante. Am mai făcut un curs despre moralitate cu unul dintre cei mai tari psihologi de pe planetă, Paul Bloom, care este la profesor la Yale University. Am mai făcut un curs, tot acum fac un curs despre emoții, dar este o viziune filozofică și așa mai departe. Sunt o grămadă de cursuri online pe care poți să le accesezi și să le faci. Eu având foarte mult timp, decât să stau și să o lălăi aiurea, prefer să-mi aloc în fiecare zi timp pentru dezvoltarea mea. Am stabilit că dacă vreau să fiu fericit, e ok să investesc în mine. Știi? Pe mine nu mă interesează să investesc în haine, pe mine nu mă interesează să investesc în mașini, nu știu să conduc, deci n-am de ce să investesc în asta. Și atunci am zis că singura mea bogăție pe care pot să o am e aici. Știi? Și investesc în treaba asta. Și dacă prin cunoștințele astea, am făcut, apropo, un curs de happiness și fulfillment, foarte mișto. Dacă prin cunoștințele astea pe care le acumulez, reușesc să îi fac pe alții să, măcar să-și pună o întrebare, e foarte ok. Înțeleg? Sigur, am fost, nu știu, cineva care tocmai fusese părăsit. Nu este o situație de râs, de asta e. Mi-a spus că sunt un dușman declarat al familiei creștine. Adică în ce sens? Deci, că vorbești despre sex, că vorbești despre... Nu, că, pentru că mi-am permis să le spun oamenilor, indiferent că sunt bărbați sau femei, că nu au de ce să rămână într-o relație care le face rău. În momentul în care... Ai minte și articolul ăsta. Sunt mai multe articole pe tema asta. În momentul în care binele celuilalt înseamnă răul tău, tu nu mai ai ce să mai cauți acolo. Se pare că nu toată lumea înțelege lucrurile astea. Eu studiez destul de mult și comportamentele toxice și toate lucrurile astea. Și atunci e normal că mai apar și răzvrătiți și caută vinovați, știi? Și am zis omului, băi, dacă eu sunt vinovat pentru faptul că femeia ta te-a părăsit, dându-și seama că, de fapt, stătea într-o chestie toxică, atunci spargeți toate oglinzile din casă, pentru că n-ai ce să mai vezi în ele. Da, foarte interesant. Sau pune afișe cu mine în oglinzile. Da. Zi-mi un pic că bărbații inteligenți nu au nevoie de amante. Da. Prima ta carte. Cum ți-a venit ideea să scrii o carte? Deci de la jurnalism, apoi blog și apoi carte. Băi, recunosc că nu sunt primul care a făcut chestia asta. Nu ești primul. Dar cum ți-a venit ideea? De ce o carte? De ce o carte într-o perioadă în care lumea teoretic stă mai mult pe Facebook, stă mai mult pe internet, mai puțină lume chiar cumpără? Păi să știi că am oscilat, eu n-am avut foarte mare încredere în ideea asta. Văzusem deja că Radu Ev scosese o carte, știam că a vândut niște mii de exemplare, era așa o chestie destul de SF. Tot de la cititori a plecat ideea, pentru că au fost foarte mulți cititori care au spus, ok, pe când pui tu toate textele astea într-o carte? Și eu am zis, exact cum a zis și Cristina Bazaman, exact aceeași reacție am avut-o. Ok, și ce să fac eu cu cartea aia, știi? După care, încet, încet, lucrurile astea au început să prindă contur și am stat și m-am gândit, bă, da, ok, de ce n-aș încerca să fac chestia asta? Și am făcut-o, uite, a ieșit asta, după care, nu neapărat împins de la spate de nu de succes, că mie nu știu dacă e succes sau nu e succes. Sunt niște mii de oameni care au cumpărat cartea și le mulțumesc foarte mult pentru asta. Am zis, băi, ok, trebuie să continui. Și am făcut această a doua carte care se va numi Iubirea de la A la Z, alfabetul relațiilor, care este chiar un alfabet, de la A la Z, de trăiri, comportamente și așa mai departe. N-a inventat nimeni roata, sunt niște lucruri absolut firești, dar care, în aplicabilitatea de zi cu zi, se pare că ne dau o mare bătăie de cap. Înțelegi? Și atunci am luat absolut toate cunoștințele mele, toate research-urile, toate cursurile, experiențele mele de viață și le-am introdus în cartea asta, ceea ce mi se pare o chestie foarte mișto. Am făcut inclusiv un curs despre suflet. Există un curs despre suflet la Rutgers University în New Jersey, singurul curs despre suflet de pe planetă. Și le-aș recomanda foarte multor oameni care folosesc ideea asta de suflet și sunt toată ziua cu sufletul în gură, cum se spune, să urmeze măcar un modul din cursul ăla, ca să-și dea mai bine seama cam de unde vine setul lor de convingeri, știi? Pentru că sunt foarte mulți oameni care confundă ideea de suflet cu inima și spun că vai ce mă doare pe mine inima, că de fapt sufletul ăla e pe acolo, nici nu prea știu ei pe unde este, ei au senzația că inima ia decizii, ceea ce e fals. Bine, adevărul e că e greu să-i spui unei femei, știi, sistemul meu limbic tremură la vederea ta, știi? Sună cam de porc, e mai mișto să zici că bate inima.
Și o să fie și despre suflet în noua ta carte? Da, da, există un text întreg despre asta. Un text care se bazează pe niște cercetări și pe niște chestii tocmai din cursul ăsta pe care l-am făcut. Cartea asta ta, a doua, care este scopul tău? De ce lansezi încă o carte? Asta am înțeles. A pornit de la ideea că sunt multe texte foarte bune care au avut mare succes, pe care le-ai pus într-o colecție și să rămână. A doua carte, din câte am înțeles, sunt texte care nu au apărut pe blog. Nu au apărut pe blog. Care este scopul tău cu această două carte? Ce vrei să... De ce să cumpere lumea cartea asta? Băi, în primul rând sunt oamenii care au rezonat de la prima carte și mă simt dator față de ei să continui chestia asta. Interesant. Doi la mână, cel mai mișto lucru este să ți se spună mulțumesc. Să te trezești cu mesaje și nu unul, două, de la oameni pe care nu i-ai văzut niciodată, nu știi exact pe unde trăiesc, pot fi în Canada, pot fi în Italia, pot fi la Huși sau mai știu eu unde, și care spun mulțumesc, mi-a plăcut, a fost o experiență extraordinară cu cartea, și atunci e normal să-ți dorești să continui chestia asta, pentru că asta te motivează. Asta îți spune ție, băi, ai făcut o chestie mișto. Feedback-ul pe care l-ai de la oameni, pentru că dacă feedback-ul e prost, normal că nu e bine ce faci. Și atunci îmi dau seama că există și această, să-i spunem, capacitatea de a ajuta într-un fel sau altul oamenii. Vrei să ajuți oamenii prin Băi, da, eu am descoperit că ăsta este rostul meu acum. Eu vreau să încerc să construiesc și vreau să încerc să construiesc inclusiv cu ajutorul oamenilor care mă citesc. Și ce vreau eu să construiesc? Băi, vreau să construiesc chestii mișto, chestii curate, chestii frumoase. Nu mai vreau să mai văd încrâncenare, vene pe gât, ură, înjurături aiurea. E ușor să înjuri sau să faci pe unul bou. E mai greu să-i spui, băi, auzi, știi ceva? Uite, ideea asta a ta îmi place. Hai să încercăm să facem o chestie împreună, știi? În era asta care este cumva virusat așa de o epidemie de asta de singurătate, fiecare vrea să fie pe cont propriu și așa, bă, parcă e nevoie să ne adunăm și să ne dăm mâna puțin. Uneori poate și în Piața Victoriei. Fără îndoială, în orice piață, nu contează. Și în Piața Victoriei, bineînțeles. Și atunci am descoperit că ăsta este rolul meu în momentul de față și de ce să nu-l fac până la urmă, știi? Ștefania Costache zice așa: am o idee care cred că te-ar ajuta puțin în privința haterilor. Pe blogul meu, pe cum și pe pagina blogului, am fost numit în toate felurile. Nu am dat blog nimănui, ba chiar le-am explicat că se poate declar, că îi înțeleg și le respect opinia, însă nu o împărtășesc. Mai toate discuțiile începute cu măta și așa mai departe s-au încheiat cu o zi bună. Ar trebui să încerci, zice Ștefania. Hai să știi că am încercat chestia asta. A fost odată, am scris eu un text acum vreo 2 ani despre Simona Halep. Știu și pe ăla. Ăla a fost măcel mare. A fost măcel. Oamenii nu au înțeles ce am vrut eu să spun. Ei, nu, eu cred că au înțeles. Mai nu se știe că foarte puțini au înțeles, pentru că cei mai mulți m-au înjurat. Și am pățit-o cu un individ care mi-a scris un mesaj privat și mi-a spus: de ce te iei, mă, de aia? Că ești pe aici, pe dincolo. M-a făcut în toate felurile. Că ai cearcă-ne, mă rog. Și am zis, bă, pot să-ți răspund după meci? Deci am uitat la meci, mă uitam la, nu mai știu ce era, finală, semifinală, când a jucat cu Șarapova. Așa. Și zic, putem să vorbim după meci, că uite, mă uit la meci. Ce, pa, bune, te uiți la meci? Da, mă uit la meci, care e problema? Nu mi se pare nimic ieșit din comun. Vorbim după aia, putem să vorbim după aia. Zice, a, păi, dar eu n-am știut că că ție îți place. Zic, păi, stai un pic, faptul că spun că nu mă simt vreun patriot pentru, ca să mă cațăr pe succesul unei alte persoane, se pare o chestie de bun simț, adică eu nu mă simt mai român dacă un sportiv câștigă medalia de aur. Nu are nicio legătură, pentru că eu dacă sunt un gunoi, tot gunoi voi rămâne, nu voi fi niciodată vreun român, înțelegi? Din punctul ăsta de vedere am scris atunci și la asta m-am referit. Foarte puțin au înțeles de ce, pentru că în general oamenii reacționează la cald și în momentul în care... Sau doar la titlul, poate. Băi, mai mult sau mai puțin. Știi, pentru că titlul, uite, îl pun acum ca să vedeți pe ce vorbim. Articolul era: nu-ți mulțumesc, Simona Halep, într-un context în care toată lumea spunea: îți mulțumesc, Halep, da, pentru da, România. Era o nebunie, era o isterie totală pe net. Ai fost contra curentului. Mulțumesc pentru că eu n-am stat lângă tine pe zgură, iartă-mă, adică eu știu ce înseamnă sport de performanță și am făcut 10 ani de volei, adică n-aș putea să spun: băi, mamă, extraordinar, eu am stat lângă tine, ți-am ținut racheta în mână. Nu e adevărat. Da. Și atunci ce poți să zici? Da, mă bucur că ai performanță, e excelent, dar și atât? Nu, asta nu înseamnă că mă simt eu mai român. Da. Din punctul meu de vedere, George Carlin are dreptate. Poți să te simți mândru că ești român, canadian, patagonez sau nu știu ce, prin ceea ce încerci tu să faci.
Pentru că așa să stai să te uiți întotdeauna peste gard la alții, să zici, mamă, ce mișto, eu sunt un mare român, dar eu nu fac absolut nimic, asta mi se pare ipocrizie, știi? Din punctul ăsta de vedere. Și atunci eu încerc ca prin tot ceea ce fac să influențez într-un fel oamenii. Înțelegi? I feel you. Atâta tot, mai departe, așa cum și tu încerci, așa cum încearcă și alții pe zonele lor de activitate, asta mi se pare, bă, o chestie foarte mișto. Prin exemplu propriu vrei să spui. Exact. Adică prin ceea ce faci tu. Și mi-am dat seama că poți fi fericit încercând să faci asta și reușind să faci chestia asta. Eu în momentul ăsta pot să spun că, băi, sunt mega fericit, am o viață frumoasă, mă bucur de faptul că oamenii sunt alături de mine, îmi scriu, discutăm, ne întâlnim și așa mai departe. Mă bucur că pot să centrez și să dau cu capul, mă bucur că pot să mă dezvolt și să influențez și pe alții, să le transmit alților, altora informațiile pe care eu le aflu, pentru că alții poate n-au timp să stea să facă lucrurile astea pe care le fac eu. Așa? Și mă bucur foarte mult că rezonez cu propria viață. De fapt, asta e fericirea, dacă stai să te gândești. Băi, rezonez cu propria viață în momentul în care stai și te uiți la viața ta și zici, băi, e foarte ok. Deci mulțumit cu tine în momentul de față. Păi, altfel, ce sens are să stai să te duci la muncă? Dar? Să nu ne înțelegem greșit, nu întotdeauna s-a întâmplat asta. Am înțeles, n-ai fost mereu fericit. Am niște fotografii aici din istoria ta. Ia să vedem. Pe care tu nu le știi. Și facem un mic joc. Eu arăt fotografia și tu îmi povestești care era momentul respectiv. Hai, și ce amintiri ai. Deci fotografia este asta. Ok. Dăm să o văd și eu mai de aproape, că nu o să... A, asta este o... Este o ilustrație de la Storcătorul de Știri. Cred că de când eram la Libertate, dacă nu mă înșel. Deci o poză de pe timpul când făceai emisiune, vlogging, cum da, ar fi. Da, acum vreo 4 ani, cred că are. 3 jumate, 4 ani, cam așa. Nu e așa veche, e ok. Nici o problemă, că am și poze și mai vechi. Vreau să-mi spui asta. Da, asta e coperta de la cel de-al 1, 2, cred că al treilea album al nostru, Dahud, Născut pentru asta. Da. Și a fost în 2001 lansat, dacă nu mă înșel. 2001? Da. A trecut vreo 15-16 ani. Cam. Tu erai ăla cu căști din spate. Da, da, da. Au fost niște perioade foarte frumoase astea. 94, 2001, 2000, până în 2007, cam așa. Am una foarte diferită față de ce am văzut coperta albumului. Da, asta e de la lansare de anul trecut, de la lansarea cărții, un pic altfel îmbrăcat. Nu știu, stai să vedem. Da, da. A apărut. Da. Este de la lansarea cărții, am fost aici în București. Da. Hai că am stat bine și la costum, de ce să exagere mai urea. Povestește-mi un pic despre... Băi, dacă... Despre altă trupa ta, ai povestit despre Dahud. Zi-mi despre grupul de rezistență era? Da, asta este o poză de la, nu știu dacă nu cumva, de la lansarea albumului. Da, da, de la lansarea albumului. Cred că de la rezistență. De la lansarea albumului, Doxy în spate, Brugner e lângă mine, Stoie probabil că era undeva în față și Cagula la fel, sau în partea asta la altă de unde se făcea poza. Băi, noi am încercat la un moment dat să resuscităm sindicatul RANS și am încercat să îl găsim pe DCN-ul, n-am reușit. Și atunci am reformat cu Urimaru și cu Piele și Os de la Ghetto Daci. Însă proiectul a ținut destul de puțin. Am scos un maxi single, am făcut câteva piese împreună, am făcut câteva concerte, după care au reapărut aceleași vechi discuții, vechi sesiuni. Drept care, Piele și Os s-au retras și am rămas eu, Brugner, Dox, Cagula și Stoie și Rimaru. Și la un moment dat Rimaru s-a dus pe drumul lui, noi am rămas pe drumul nostru și am zis, bă, e cazul să continuăm, pentru că deja se trăseseră niște melodii și am zis că n-ar fi rău să facem un album. Și ne-am numit GDR, Grupul de Rezistență, că e și ușor de pronunțat, și ultimul concert a fost anul trecut la Antold. Ați cântat la Antold? Am cântat la Antold, dar anul trecut, da. Băi, aici este o poză de la... E cu Alex Velea, cu Cabral. Și cu Cabral, da. Asta este și cu prietena mea. Asta este o poză de la ziua iubitei lui Marius Moga, tot la soție a lui Marius Moga. A fost un party de asta, surpriză. Pauză. Laura Simionov spune că îi place foarte mult ce scrii, te urmărește și pe Mersi. Facebook și abia așteaptă a doua carte. Bine, bine, câteva zile.
Acum nu pot să spun exact în câte zile, dar probabil că până pe 1 martie o să o avem. Fii atent, zi-mi de asta. Ia. Ce e asta? Din ce perioadă e? Băi, să știi că nici asta... Hanorac. Da, și eram la GDR, eu cred că e din 2012-2013 maxim. Eram la Luis Lazarus la emisiune. Luis Lazarus avea la Look TV. La un moment dat, dacă știți, Look TV a avut niște studiouri pe aici prin București. Uh-huh. Erau niște emisiuni de astea mondene de seară, pentru că eu mă mai duceam și la emisiuni mondene. Na, asta e. Una și gata. Ia. E o blondă aici semi-dezbrăcată și tu care ai o față nemulțumită, nesatisfăcută, aș spune. Da, păi este o... Ce era asta? Este o fică a unei celebre prezicătoare. Așa? Așa. Ce memorie ai tu? Băi, păi m-am recunoscut poza. Așa. Eram tot la Libertatea, tot cu storcătorul de știri și comentam un pic posterioritățile doamnei care sunt, mă rog, nu neapărat pe gustul meu. Nici n-aveai fața care să fie... Da, păi n-aveam cum să am fața care să fie mulțumită. Nu-mi place cardiacianismele. A, mersi, da. E tare asta. E o chestie care e o amintire din partea noastră. Da. Bun. Ce vreau să te mai întreb? Zim. Putem vorbi și de muzică? Da, de ce nu? Mai urmărești, okay, nu mai urmărești hip-hop-ul sau un film, nu-ți mai place. Dar pentru că a trebuit să comentez foarte multe evenimente și artiști și vedete la diferitele emisiuni pe care ai avut și vloguri, mi-e chipul că ești la curent totuși cu ce se întâmplă acum. Băi, sunt la curent mai mult pe zona asta. Să știi că îmi place foarte mult genul ăla de muzici care se difuzează pe MTV Dance. Muzică electronică? Păi da, asta cu muzică electronică, cu niște linii muzicale simple, cântate, mă relaxează. Ce artiști, știi că ce trupe? Făcut, apropo de asta, s-a făcut o cercetare și pe la vârsta asta a noastră, 40 spre mai încolo, începe să ne placă zona asta mai chill-out, așa? Spre electro, după care o să trecem spre jazz, probabil. E un studiu făcut la Harvard, dacă mă înșel, pe genuri muzicale. Zici de artiști români care îți plac, artiști trupe. Băi, îmi place foarte mult Delia cum a pleznit-o în ultimii ani. Mi se pare că este unul dintre puținii artiști care cresc în mod organizat. Uh-huh. Adică se vede asta și în piese, se vede asta și în imagine, se vede asta și în concertele pe care le face anual, acum o să aibă iar în martie, din câte înțeleg, două. Sper să merg, pentru că am fost la ultimele două și vreau să văd evoluția, știi, de la... Uh-huh. Și mai ales evoluția playlist-ului. Pe ce playlist? Cum ar putea să evolueze un playlist? Sunt aceleași hituri pe care le avem, nu? Da, dar între timp s-au mai așternut de anul trecut până la asta niște piese noi. Și atunci eu vreau să văd hiturile alea cum intră în, într-un show. Pentru că din punctul meu de vedere, la un moment dat, cred că zona NND va trebui să dispară din... NND? Da. Crezi? Va trebui să... Da, zona aia am văzut că, într-adevăr, lumea o știe, dar cred că la un moment dat va trebui să... Știi? Asta e probabil o hotărâre de management. Probabil, fără îndoială, însă din punct de vedere muzical, cred că se apropie deja de un playlist de concert care să fie doar cu hiturile astea din ultimii ani. Din noua perioadă, da, că da, a avut trei perioade. A avut NND, a avut după NND și acum perioada asta care mai e o nou. Perioadă fără îndoială de succes. De mare succes. Carla's Dreams? Băi, la Carla's Dreams e destul de controversial. Mie chestia cu eroina, eu am condamnat piesa aia pentru că nu mi-a plăcut. Uh-huh. Nu ți-a plăcut ce? Acele tale mi-a plăcut mai mult. Ce nu ți-a plăcut la eroina? Mi-a plăcut influența aia de reggae, pronunția, nu știu, ceva nu m-a deranjat acolo. Deși a fost o piesă de mare succes și trebuie să recunosc faptul că este unul dintre cele mai tari refrene de live. Deci nu știu dacă există vreun refren de live în ultimii 10-15 ani, m-aș risca și la 20, care să fie mai de impact ca ăla. E, ce e al lor, e al lor. Acele tale mi-a plăcut mai mult, chiar și piesa asta nouă pe care au scos-o acum, pot să zic că nu mă deranjează. Anti-exemplu. Da, este un filon destul de puternic venind din Republica Moldova de ceva ani. Da. Noi gândim la Alternosfera, ne gândim la Zdob și Zdub, care sunt deja de 10-15 ani pe piață, care la Zdim s-au atacat în partea cealaltă, s-au dus mai mult pe zona asta de pop. Ei venind din hip-hop, practic. Da, că erau trupă hip-hop înainte. Băi, nu știu, eu n-am ascultat ce rap făceau. Am ascultat eu, era hip-hop. O să caut. Era un fel de Casa Loco.
știi, genul ăla satiric, cumva antisocial, bine, dar pe de altă fără parte, să fie prea dur. Pe de altă parte am văzut foarte multă lume care aprecia găselnița asta cu măștile pe față și așa. Nici asta nu pot să spun că m-a uns foarte tare pe suflet, pentru că crescând în copilărie cu Kiss și mai târziu în zona de hip-hop cu Insane Clown Posse, e complicat să te mai păcălească, da, cineva cu opția pe față, spune, știi? Știi cum se spune că doar Dumnezeu e original, până la urmă. Da, nu, e adevărat. E adevărat, a fost, știi, o găseniță care a prins foarte bine la publicul din România. Mă rog, n-aș vrea să merg mai departe să spun că asta arată și un anumit nivel de educație muzicală. Da, dar muzica contează, okay, să placă, știi? Da. Iar faptul că se prezintă live, da, este iar... Îți place foarte mult live. Băi, da, la băi, da, știi de ce? Pentru că, tocmai pentru faptul că este un proiect care are foarte multe hituri pe radio. Adică combină comercialul cu live-ul. Combină comercialul cu, da. Acum, bineînțeles că și live-ul ăla se va dezvolta și se va îmbunătăți în timp, dar din punctul ăsta de vedere n-am nimic de comentat. Acum, la Șatrabenz, nu știu ce să zic. De Șatrabenz. Nu pot să spun că am ascultat foarte mult. Pare un proiect ok. Foarte, foarte controversat, pe de altă parte. Băi, să știi că, apropo de psihologia popularității, controversials, oamenii care se încadrează în zona asta de controversă, au întotdeauna de câștigat. Ei au un nivel de likeabilitate foarte mare, dar au și un nivel de hatereală la fel de mare. Asta e o chestie foarte interesantă. Știi, popularii sunt populari și cu asta basta. Dar gândește-te, Madonna a fost controversată, Michael Jackson a fost controversat, Prince a fost controversat. Cam toți artiștii mari din lumea asta Eminem nu au fost neapărat populari, cât au fost mai degrabă controversați. Și atunci... Știi, controversat, cred că, bine, cred că dă bine, dă bine chestia asta. Să fii pur și simplu popular, aceeași... Taylor Swift este pur și simplu populară, dar ea nu o să ajungi niciodată la nivelul Madonnei, de exemplu. Da, știi? Adică, știi? Din punctul meu de vedere, nivelul de controversă pe care un artist la început, să zicem în underground, îl are, anunță succesul pe care îl are în viitor. De-aia eu când am văzut Șatrabenz și am văzut controversa, la început n-am înțeles, pentru că nu sunt un om care să asculte trap și hip-hop și viața. Nici atât, mie mi se par niște lălăieli și eu așa, nu pot să le suport. Dar văzând controversa, am fost foarte atent la fenomen, pentru că mi-am dat seama că după atâta controversă, în 3 luni, în 6 luni, maxim un an, va fi și boom-ul mainstream. Și cred că suntem undeva cu câteva luni înainte de boom-ul ăla. Da, uite, să știi că America se trezește, se retrezește. Ia zi, ce sens? Muzical? Da, să-ți dau un exemplu. Există un proiect care se numește Prophets of Rage, și îi are la voce pe Chuck D de la Public Enemy, pe Burial de la Cypress Hill și în spate este toată trupa Rage Against the Machine. Ah, da, singurul, am citit asta. Singurul, da, care, da, lipsește de acolo e vocal. E un proiect care rupe în momentul de față în state. Să mă ierte bunul Dumnezeu, dar asta e pe Chuck D și pe Public și pe Burial la voce. Ce mai vrei? Și este un proiect foarte mișto. De ce? Pentru că prezintă live și piesele Rage Against, și piesele Cypress Hill, și piesele Public Enemy. Ce vrei mai mult? Dar ai 3 în 1. Și de ce zici că se trezește lumea? Băi, se trezește pentru că, să știi, m-am uitat, foarte rapperii ăștia bătrâni, cum ar veni, cu care am crescut noi, ei sunt în continuare activi, scot în continuare piese, ceea ce în România nu prea se mai întâmplă, pentru că România a avut și nu prea a avut aici deschidere pe tine. Racla a revenit, Biugi Mafia a revenit. Băi, nu, stai că Biugi Mafia n-a căzut niciodată. Nu, în sensul că sunt inclusiv pe radio acum Mafia. Da, e adevărat, este, știi, un plus din punctul ăsta de vedere. Și Racla a revenit, are album foarte consistent, cred că anul trecut l-a lansat în primăvară. Da, dar nu pot să spui că nu cred că Cărimaru poate să spună că trăiește din asta, nu cred. Ah, ok, asta știi, prefer. Din punctul ăsta de vedere. Bine, pot să spun. Să știi că puțini artiști, chiar și din muzica pop, trăiesc neapărat. Mă, ceea ce e păcat pentru că asta îți blochează șansele așa de dezvoltare. Uite, da. Eu încă aștept să apară în zona rock o trupă care să fie, băi, măcar să fie în zona aia de Kings of Leon sau ceva. Adică pop rock, așa. Da, nici acolo nu e. Și acolo se zbat unii să facă niște chestii, dar nu, da, nu e. Bine, rock-ul românesc după anii 90 a avut greu de suferit. Au fost câteva proiecte. Dacă țin eu bine minte, erau Neurotica la Timișoara, care veniseră destul de tare în forță la un moment dat, dar a fost un proiect care n-a funcționat. Așa, nu prea, nu prea. Adică spune că rap-ul în ăștia 27 de ani a fost mult mai bine reprezentat, deși era un curent nou,
decât rock-ul, care avea tradiție, să-i spunem, în România. Da, sigur, nici sculele nu costă la fel, și deși public exista. Dar cred că rock-ul românesc a pierdut undeva, a pierdut trenul undeva, nu știu. Și se chinuie într-o drezină așa, dar nu prea iese. Am văzut acum că apar tot felul de proiecte de-astea mai mici, de Motans, care, mă rog, cumva se duc în zona asta de Carla's Dreams, se cam cunoaște, da, fiind în Republica Moldova. Nu, Alternosfera am văzut. Bine, Alternosfera sunt deja de mult pe piață. Păi nu, că sunt câteva nume. Și mă, sunt. Boschito a revenit și ai văzut că fac săli... și arene romane vând bilete. Bă, foarte bine, mă bucur. Cine mai sunt? Trooper, iar sunt o trupă Vița care vin de zona, continuare. De zona mai rough, uh-huh, a rock-ului, dar uite, reușesc să tot timpul să fie acolo. Vița de vine, au și 20 de ani, ce vrei. E logic să fie așa. Vama la fel, adică bă, în principiu, după cum vezi, e foarte greu să vină ceva nou, să vină niște nume noi. În zona asta de pop dance, da, aici vin tot timpul nume noi, se descoperă mereu noi voci și așa. Dar noi iată stiluri că, muzicale, noi abordări, da, noi iată că, din păcate, show-urile astea muzicale de la TV continuă să nu reușească să dea niște artiști pe bune care să și intre în sistem. Pentru că dacă ne uităm, dintre toți ăștia care au câștigat sezoanele de la România au talent, de la The Voice sau de la X Factor, n-au prea fost, da. N-au reușit. Cred că singura excepție... Nici măcar Cristina Bălan, care a fost fără îndoială o surpriză revenirea ei, da. Nici ea n-a reușit să revină cu adevărat. Da, singura excepție, dar nu este câștigătoare, este Feli. Feli are muzică pe radio. Da, dar nu este câștigător. Exact. Da. Bine, la fel, oricum era cumva firesc să se întâmple, pentru că ea este o polivalentă. Mie mi-a trimis niște piese în care cântă rap și într-un mare fel. Deci ea este polivalentă, da. Feli chiar este polivalentă, ea vine din zona aia de blazaj, de la Timișoara, trupele alea de pe acolo, Implant pentru Refuz, sunt o gașcă de oameni acolo care lucrează foarte mișto și ea e prietenă cu ei, deci se simte influența aia, știi? Mi-a trimis la un moment dat niște bucăți, mamă, deci m-a căpiat cât de mișto cântă rap. Ar fi chiar mișto să și cânte odată pe o piesă, pentru că lumea ar zice, what the fuck, știi? Da, na, acum asta e decizia ei, okay, dacă o să o facă sau nu. S-a făcut 3. Gata. Noi doi am putea povesti ore întregi și facem uneori treaba asta. Dar știi cum e pe internet, pauzele lungi și dese, cheia mai lor succes. Da. Îți mulțumesc. Ca și prostata, știi. Da. Îți mulțumesc foarte mult. Băi, și eu vă mulțumesc. Și le mulțumesc celor care au rezistat și s-au uitat la noi până acum. Dacă mai apar întrebări, o să te rog să le răspunzi pe... Da, acolo. O să intru eu și o să le răspund și la mine și la tine. Și eventual chiar să ne dai un link cu... un link cu noua ta carte atunci când va fi publicată. Mm-hmm. Și mai am o întrebare de la Radu și cu asta încheiem. Care este părerea ta despre revenirea lui Damian Drăghici? Băi, să știi că albumul ăsta e un album de world music, mm-hmm, eu așa îl văd. Asta cu Smiley, cu Andra. E o încercare super interesantă, deși unii l-au condamnat și unii au zis, bă, ce e chiciul ăsta, ce e ghiveciul ăsta. Păi e un ghiveci, dar poate într-un sens... Băi, să știi că Damian Drăghici este un artist fără îndoială. Eu îl știu de mulți ani, de când venise el din America și avusese disc de platină acolo de când era Nice. Uh-huh. Cu Naiu. Da, omul cântă jazz, e tare din punctul ăsta de vedere. Genul ăsta de îmbinare a tradiționalului țigănesc cu muzica pop mi s-a părut foarte mișto, adică au ieșit niște combinații, niște piese drăguțe din punctul meu de vedere și cred că prind destul de bine pentru publicul românesc, știi? Că sunt mai de paranghelie așa, mai mergi pe la o nuntă, mai mergi pe la un botez, dar mai mergi pe la o cumetrie de asta mai spălată, știi? Nu sunt... A găsit poate echilibrul ăla? Nu știu dacă l-a găsit asta, el știe. Cert este că e interesant, este o chestie pe care nu au îndrăznit alții să o facă, știi? Și asta din punctul ăsta de vedere, bun. Băi, da, din punctul ăsta de vedere, jos pălăria, pentru că cineva încearcă să spargă puțin monotonia asta și să încearcă să nu mai copieze, să ia de bun tot ce vine de afară, știi? Uh-huh. Adică, băi, se cântă acum anul ăsta așa, anul ăsta cântăm toți. Nu, uite, el a zis, nu vreau, mă, așa. Deși există acolo niște bucăți
care au un vibe de soul în ele în mare fel. Deci, se simte mâna băieților. Da, eu am vorbit cu, nu cred că e mâna lui până la coadă. Crezi? Da, eu am vorbit cu el chiar, cred că și în seara, nu în seara, când a avut lansarea la Fratelli, ceva mai târziu. Și el cunoaște foarte multă muzică, deci n-ai cum să-i spui că n-ar fi. Știi? Și în principiu și atrage lângă el oameni care sunt foarte buni pe instrumente. Așa că, da, ce să zic. Da, este unul dintre proiectele interesante, controversate în același timp. Vezi? Unora le place, altora nu le place. Dar știi ce există, apropo de Shatra Benz și Damian Drăghici, există și discuția că e controversat și prost, că poate fi controversat și bun. Știi? Da, poate fi controversat și prost. Dar da, o lăsăm în aer, așa. O lăsăm. Da. Bine. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult, să-ți mulțumesc succes cu cartea, să spun că în continuare citesc blogul tău, deși scrii ca un nebun de des. Mă mai și lenevesc uneori. Și felicitări încă o dată pentru acest traseu, care sper eu că inspiră artiști, dar nu doar artiști, și blogger, și vlogger, și jurnaliști, care te-au urmărit și care s-au uitat la acest interviu. Păi, da, mersi. Chestia asta cu blogging-ul e o dezbatere, uite, n-am apucat să o atacăm deloc, dar mi s-a părut o chestie foarte interesantă la social media Summer Camp când am fost. A venit cineva de la Federația de Handball, scurt o zic, și a zis așa, pentru blogări, încercați să faceți ceva al vostru, exact, respectiv un produs, orice fel de produs, și o să vedeți de-abia atunci ce înseamnă. Până atunci... În cazul tău, tu ai și carte, ai și a doua carte care urmează să apară, ai și evenimente, deci tu chiar ai făcut-o și dacă e cineva să ceară sfatul, cred că e binevenit să ți-l ceară. Știi că mai sunt oameni de la care cer și eu sfaturi pentru că le văd mai bine decât mine, știi? Absolut. Mie nu-mi place aroganța și atunci e ok să, în momentul în care nu știu un lucru, să zici, băi, ajută-mă că, pe bune, chiar nu știu. Da. De exemplu, eu nu mă pricep la Instagram. Deloc. Deci nu îl înțeleg, mi se pare... Și știi la ce nu te mai pricep? Să pui punct. Gata. Mulțumesc foarte mult, vă pup, la revedere.